la templul din Ierusalim. Mântuitorul s-a întrupat în lumea noastră și a dorit, pentru că probabil așa a trebuit, să experimenteze toate stările prin care noi, oamenii, le experimentăm și pentru că trebuia să fie un mare preot milos, care să aibă milă de noi, să ne poată ajuta, a trebuit să le cunoască direct și personal. În viața unui copil evreu de parte bărbătească, existau câteva momente foarte importante, din punct de vedere spiritual. Primul dintre ele avea loc destul de repede, la doar 8 zile de la naștere. Pentru că stă scris că în a 8-a zi de la naștere, copilul evreu de parte bărbătească trebuia tăiat împrejur. Tăierea împrejur era un semn al legământului din vechime și copilului aceluia îi se dădea un nume. De multe ori noi citim și am auzit pe frații predicatori spunând că numele avea o importanță deosebită și de multe ori se reflecta în caracterul și lucrarea viitorului bărbat. Un al doilea moment foarte important în creșterea copilului evreu de parte bărbătească era la 40 de zile, când se considera că se încheie perioada de curățire a părinților după Levitic, capitolul 12, părinții trebuiau să aducă o anumită jertfă înaintea lui Dumnezeu, iar copilul trebuia înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Dacă era cel din tâi în familie, el trebuia să fie închinat Domnului. Al treilea moment important avea loc la împlinirea vârstei de 12 ani. Ceva despre evenimentul acesta s-a amintit dimineață, dar aș vrea să fac câteva precizări. În prima zi de sabat, după împlinirea vârstei de 12 ani, tatăl evreu își lua copilul și mergea cu el la sinagogă. Acolo, la sinagoga din orășelul, din cătunul acela unde se găseau, tatăl înălța către Dumnezeu o rugăciune scurtă și spunea: Te binecuvânt pe tine, Dumnezeul meu, că în ziua de astăzi iei de pe umerii mei responsabilitatea acestui băiat. Spunea amin și după aceea se ruga copilul. Copilul acela de 12 ani zicea și el în rugăciunea lui scurtă: O Dumnezeul meu și Dumnezeul părinților mei, îmi îndrept cu umilință privirea spre tine în această zi solemnă și sfântă, care marchează trecerea mea din copilărie către maturitate, și mărturisesc înaintea ta astăzi aici, cu sinceritate și adevăr, că doresc să împlinesc de aici înainte legile și poruncile tale. Și că de aici înainte voi purta eu însumi și voi prelua responsabilitatea faptelor mele înaintea ta. Fără îndoială că momentul acesta era un moment deosebit de important. Dacă eu aș fi fost un părinte evreu, într-o asemenea împrejurare, eu cred că aș fi plâns în hohote, înțelegând emoționantul moment, semnificația lui. După îndeplinirea acestui ceremonial, copilul acela nu mai era considerat copil. Era același băiat care și-a însoțit tatăl până la sinagogă. Dar la întoarcerea lui de la sinagogă spre casă, el era privit deja ca un adult. Sau, ca să folosesc o expresie a Scripturii, era un fiu al legii. De aici înainte, el purta responsabilitatea împlinirii legii
și era să copil răspunzător personal înaintea lui Dumnezeu. După împlinirea acestei vârste și după ce se îndeplinea acest ritual, el avea obligația să facă o călătorie, cel puțin o primă călătorie trebuia să o facă alături de părinții lui la templul din Ierusalim. Potrivit rânduielilor pe care Dumnezeu le-a lăsat în poporul lui, 3 erau sărbătorile peste an, la care orice bărbat evreu, și de acum și băiatul acela de 12 ani și o săptămână, 2-3 câte o fi avut, trebuiau să meargă la Ierusalim să se închine acolo. De 3 ori pe an. Obligația aceasta o aveau toți evreii care locuiau pe o rază de aproximativ, cum ar fi în măsura de astăzi, vreo 80 de kilometri. Pe o rază de 80 de kilometri din jurul Ierusalimului. Într-o astfel de întâmplare, ne spune evanghelistul Luca, el este singurul care redă această întâmplare, Iisus și-a însoțit părinții. Era prima lui vizită pe picioarele lui la Ierusalim și la templu. Au mers acolo și vă rog să remarcați evanghelistul Luca. Nu ne vorbește despre călătorie. Nu ne vorbește despre cele 7 zile ale praznicului pe care le-au petrecut acolo împreună cu alți galileieni veniți și ei să se închine. Nu ne vorbește prea mult nici despre drumul întoarcerii, decât precizează faptul că la întoarcere Iisus nu mai era cu părinții lui. Adevărul este că pentru noi, părinții, din ziua de astăzi, acest detaliu poate să pară surprinzător. Noi ne deosebim foarte mult de părinții din vremea aceea. Dacă de bună oară aș fi plecat la Ottawa împreună cu un grup de frați, cum ne-am dus sâmbăta trecută, și ar fi copilul meu cu mine, de 12 ani, de 12 ani și jumătate, 13 ani, la plecarea de acolo, eu n-aș putea să pornesc în drumul călătoriei înapoi spre Montreal, dacă nu aș fi sigur că e și el în grupul cu care eu călătoresc. Țineți seama că ei călătoreau de jos. Eu n-aș fi putut pleca, dar în vremea aceea părinții se întâmpla să plece. Ba mai mult, foarte interesant, în ziua în care era hotărâtă întoarcerea, întâi porneau femeile. Se considera că ele merg un pic mai încet decât bărbații. De aceea ele porneau înainte. Bărbații mai stăteau, mai discutau unele lucruri și apoi în ceva vreme porneau și ei în călătorie, urmând de la ceas de seară să se întâlnească împreună cu grupul femeilor și în locul de popasă să rămână toți împreună peste noapte. Așa sunt lucrurile, nu-i de mirare că n-au observat peste zi lipsa lui Iisus. Pentru că Iosif putea crede că Iisus este în grupul în care era mama lui, iar mama lui putea să creadă că el este în grupul care venea cu bărbații, că doar de pe acum era considerat adult din punct de vedere al legii. Cert este că atunci când s-au întâlnit în locul în care trebuiau să poposească peste noapte, cei doi părinți au constatat că el, Iisus, nu era cu ei și s-au întors la Ierusalim. Cel mai important lucru în pasajul pe care îl citim aici este discuția care a avut loc în templu între Iisus și părinții lui. După 3 zile de căutări, e de așteptat ca mama să fie cuprinsă de îngrijorare și tata la fel și să spună ceea ce a spus. Maria îl întreabă, pentru ce te-ai purtat, fiule, așa cu noi? Și Iisus îi răspunde cu 2 întrebări. De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Însă Luca mai adaugă ceva. Ei n-au înțeles cuvintele lui. Așa de mult mi-aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem întotdeauna cu
cuvintele Domnului Iisus. Amen. Să știți, în Evanghelie sunt cuprinse multe cuvinte spuse de oameni. Unele sunt cuvinte spuse cu înțelepciune. Altele sunt cuvinte spuse cu mai puțină înțelepciune. Dar cuvintele pe care le citim în Evanghelie, că au ieșit de pe buzele Domnului Iisus, fără vreo excepție, sunt cuvinte cu folos. Sunt cuvinte cu înțelepciune, binecuvântat să fie El. Ce spune El? Întrebându-și părinții, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? El, de fapt, îi dojenește cu o anumită măsură de respect. Pentru că ei l-au căutat 3 zile, dar în altă parte. Sigur că, gândind omenește, imaginați-vă și dumneavoastră un copil care 12 ani a crescut într-un orășel neînsemnat și prăfuit de provincie, cum era Nazaretul, când vine pentru prima dată la oraș, când vede pentru prima dată frumusețea zidurilor Ierusalimului, când vede frumusețea porților lui, mulțimea aceea de zeci de mii de oameni care se mulzeau pe străzi, când vede templul acela în toată splendoarea lui, te-ai fi așteptat ca un copil de 12 ani să fie captivat de tot ce vede, să se plimbe pe străzi. Însă Iisus, la 12 ani, nu era ca un copil obișnuit, pentru că El era preocupat de altceva. Mai mult decât de frumusețea zidurilor, decât frumusețea grădinilor de măslii, de pe dealurile din jur, mai mult decât puhoiul de oameni care se agitau încoace și încolo, Iisus era preocupat de altceva. Iisus era preocupat să stea cât se poate de mult în casa lui Dumnezeu, în casa Tatălui Său. Și știți unde a stat? În locul în care se țineau dezbateri teologice. Pentru că spuneam mai înainte că în timpul celor 3 sărbători, poporul venea din toate părțile în cetate și în incinta templului. În vremurile acelea, în cele 3 sărbători, Sanhedrinul găsea de cuviință să țină dezbateri în locuri publice. În curțile templului, ei stăteau de vorbă și dezbăteau anumite probleme din lege, aspecte adânci. Și oamenii care voiau să cunoască legea, stăteau de vorbă cu învățătorii legii. Puneau întrebări și când li se punea întrebări, răspundeau după priceperea lor. Pentru că în vremea aceea trebuie să vă readuc aminte că învățătura se transmitea de cele mai multe ori pe calea aceasta a dialogului, a întrebării și a răspunsului. Din aproape în aproape. Ei bine, Iisus a nimerit în acel loc. De fapt, nu a fost o întâmplare. El a prețuit și a căutat locul acela unde se vorbea din cuvântul lui Dumnezeu. Știți, când am citit pentru prima dată, când am citit cu adevărat, că de multe ori citim numai cu ochii și mergem înainte. Dar când am citit cu adevărat cuvântul acesta, să știți că m-am rușinat. Știți de ce? Pentru că de multe ori, chiar adult fiind, mă uitam la ceas, a făcut ora 12 sau 12 fără 5, mai este puțin, încă 5 minute, se încheie și plecăm. Și abia așteptam de multe ori, și probabil că mai sunt și alții ca mine, care abia așteaptă să se împlinească partea aceea care ni se pare nouă că trebuie împlinită, pentru ca după aceea să putem să ne întoarcem la ale noastre. Părinții lui și-au împlinit partea atunci acolo și au plecat spre Nazaret. Dar Iisus a zis, eu vreau să mai stau. Eu rămân aici. Aici se discută lucruri adânci. Și pentru că era vorba despre sărbătoarea aceasta a Paștelor, știți care era subiectul discuțiilor? Subiectul discuțiilor teologice se învârtea acolo în jurul acestei semnificații, acestei sărbători. Și sărbătoarea aceasta a Vechiului Testament, prin simbolurile ei, vorbea despre Iisus. Și Iisus încă de pe atunci era conștient de cine este El și ce lucrare are de îndeplinit. Iisus îi auzea pe oamenii aceia vorbind despre simbolul acestea și ar fi vrut probabil să le spună că despre El este vorba. Că El va împlini toate aceste simboluri.
dar încă nu avea îngăduința să spună deschis toate aceste lucruri. Evreii aveau trei sărbători când veneau să se închine la Ierusalim. N-aș vrea să mă socotiți un negativist, dar mulți creștini, din cei care poartă numele de creștini, au redus la două ocaziile când merg într-o casă de închinare. Și se spune cu oarecare ironie că sunt creștini de Paști și de Crăciun. Eu știu că în seara aceasta mă adresez unor oameni care iubesc casa lui Dumnezeu. Care nu vin doar atunci când au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu că au dat de un necaz, de vreo problemă. Eu știu că în seara aceasta vorbesc cu unor oameni care, urmând exemplul Domnului Iisus, prețuiesc casa de rugăciune și zic, Domnul să vă binecuvânteze. Mă uit la ceas, timpul meu s-a cam încheiat în seara aceasta. Dar aș vrea să subliniez un lucru, un paragraf și poate va fi un pic mai amplu. Veți remarca faptul că Iisus a conștientizat că viața lui pământească se desfășoară sub semnul lui trebuie. Pentru că el a spus, nu știați că trebuie să fiu în casa lui Dumnezeu. Dacă veți căuta în Evanghelie, veți vedea că atunci când s-a dus să fie și el botezat de Ioan, Ioan a zis, eu aș avea trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine să te botez? Și ar fi vrut să-l oprească. Dar Iisus i-a spus lui Ioan același lucru. Ioane, trebuie să împlinim și lucrul acesta. Era încă un trebuie în viața Domnului Iisus. A fost un moment în care ucenicii lui Ioan Botezătorul au văzut că popularitatea lui Iisus este în creștere. A învățătorului lor, a lui Ioan Botezătorul, era oarecum în scădere. Și au venit la învățătorul lor, la Ioan Botezătorul, și a spus, învățătorule, știi ce se întâmplă? Și își spun oful inimii lor. Și Ioan, ca un om duhovnicesc și era, le spune, o, nu vă îngrijorați de asta. Pentru că trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Aceasta mi-o doresc și în viața mea. Să mă văd cât mai mic eu și cât mai mare el. Un alt trebuie a fost acela legat de patimile și de suferințele lui. Ucenicii n-au înțeles. I-a uimăcit toată derularea evenimentelor. Și în ziua din tâia învierii aveau atâtea întrebări și frământări în minte. Și Mântuitorul în seara acelei zile se apropie de doi dintre ucenicii lui, nu din cei 12, ci erau alții. Al doi, mergeau spre Emaus. Și îi întreabă, despre ce vorbiți între voi? Și ei spun. Și ei explică. Și își justifică amărăciunea și tristețea și durerea și toate celelalte stările lor. Și Domnul Iisus îi mustră și le spune, oare nu trebuiau să se întâmple toate acestea? Ba da, toate trebuiau să se întâmple. Și mai dau un singur trebuie. Când la poarta frumoasă a templului Petru și Ioan, invocând puterea care este în numele Domnului Iisus, îl vindecă pe slăbănocul acela, se iscă acolo o mișcare și se rostesc cuvinte și de o parte și de alta. Și aș vrea să mai citesc de aici un cuvânt pe care l-a spus Apostolul Petru, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcate, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor Sfinților Săi proroși din vechime. Amin. Toată viața Domnului Iisus s-a desfășurat sub cuvântul acesta. Trebuie. El a înțeles și s-a supus. Și eu va trebui să înțeleg și să mă supun. Că și pentru mine sunt în Scriptură atâtea cuvinte trebuie. Și pentru dumneata la fel.
ferice de noi dacă vom asculta. Ferice de noi dacă ne vom pocăi și ne vom apropia de Domnul așa cum îi place Lui. Ajută-ne, Domnul, la toți la aceasta. Am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine picioare. Și aș vrea să încheiem seara aceasta cu o rugăciune de mulțumire.